Israel. Nicio altă țară din lume nu este atât de puternic militarizată și nu pune atât de mult accent pe apărarea sa ca acest mic stat din Orientul Mijlociu. Și asta nu doar de la 7 octombrie anul trecut, când țara a devenit victima unor atacuri devastatoare din partea organizației palestiniene Hamas. Israelul are probabil cei mai flagranți soldați și cele mai feroce unități speciale din lume de când a fost fondat în 1948. Tocmai aceste forțe speciale militare dorim să vi le prezentăm în acest videoclip. Vă explicăm metodele dure de antrenament la care trebuie să fie supuși, echipamentul incredibil cu care luptă și de ce nimeni altul decât actualul prim-ministru Benjamin Netanyahu a fost cândva unul dintre cei mai temuți soldați din Orientul Mijlociu. Să începem cu o unitate care se află în prezent sub o mare presiune din partea populației israeliene, Jamam. Jamam are sarcina de a proteja Israelul de atacuri teroriste și de a recupera persoanele care au fost răpite ca ostatici de către organizații ostile. Jamam a fost înființat în anul 1974 după ce inamicii Israelului au reușit în mod repetat să ia ostatici numeroși civili, inclusiv 22 de elevi într-un caz. Ca urmare, poliția de frontieră, care ar trebui să se asigure că astfel de răpitori de ostatici nu intră în țară, a înființat o forță specială formată din cei mai buni dintre cei mai buni. Dar cum reușești să intri în acest grup? Fiecare membru Jamam trebuie să aibă mai mulți ani de experiență în serviciul de rang înalt al poliției sau în armată. Marea majoritate dintre ei au servit deja în forțele de apărare israeliene, adică în armata israeliană, și prin urmare știu cum să se comporte în situații extreme. Toți membrii trebuie să aibă între 22 și 30 de ani și prin urmare o condiție fizică de top. De asemenea, trebuie să aibă un nivel ridicat de înțelegere politică și să vorbească mai multe limbi străine. Pe lângă ebraică și engleză, ei primesc zilnic lecții de arabă, deoarece aceasta este singura limbă în care pot comunica cu răpitorii ostili. Cu toate acestea, pentru a ajunge efectiv la Jamam, subiectul rezilienței este de cea mai mare importanță. La finalul antrenamentului, toți candidații trebuie să treacă și prin Hell Week, o săptămână de antrenament în care trebuie să ofere cea mai epuizantă performanță fizică și mentală imaginabilă. Deși programul exact al săptămânii iadului este secret, se poate presupune că acesta este comparabil cu cel al pușcașilor marine americani. Candidații Jamam trebuie să îndeplinească cele mai dificile sarcine militare timp de mai multe zile, cu o lipsă masivă de somn. Printre acestea se numără dezasamblarea dispozitivelor explozive sub apă, securizarea clădirilor minate, alergarea a nenumărați kilometri sau parașutarea, aterizarea de la mii de metri pe o rază minusculă de țintă. Doar 8 din 1500 de candidați reușesc să ajungă la Jamam în fiecare an, ceea ce îi face pe aceștia poate cei mai preciși și mai rezistenți la stres soldați din lume. Să continuăm cu unitatea Shahed 13. Spre deosebire de Jamam, Shahed 13 s-a concentrat pe a fi activă ca unitate navală pe apă, dar asta nu o face mai puțin temută. Din 1949, Shahed 13 s-a asigurat că Israelul nu este atacat de pe apă. Unitatea nu numai că utilizează cele mai moderne nave de război, dar le echipează și cu arme puternice. Fiecare soldat este echipat cu cel mai nou Kalashnikov și un lansator de grenade și are acces și la mitralierea Negev, care a fost fabricată special pentru soldații israelieni. Negev este unică în lume, deoarece cântărește doar 7 kg, dar poate trage până la 1150 de focuri pe minut. Dar chiar și dincolo de asta, unitatea Shahed 13 este unică. Fie că Israelul a fost implicat în războiul de 6 zile din 1967, a ocupat două porturi egiptene în timpul războiului de Yom Kippur din 1973, sau a respins cea de-a doua intifadă, un atac terorist coordonat al palestinienilor asupra Israelului în anul 2000. Shahed 13 a fost întotdeauna acolo. De asemenea, are o grijă extremă să se asigure că doar cei mai duri soldați din Israel luptă pentru el. În timpul programului de pregătire de 20 de luni, aceștia sunt mai întâi antrenați timp de 6 luni în luptă clasică cu pușca. Apoi, toți soldații învață operațiuni spectaculoase de parașutare în cadrul al antrenamentelor de salt, pe care le pot efectua și pe ape deschise în timpul furtunilor puternice.
Apoi, ei învață cum să amplaseze dispozitive explozive, să le îndepărteze și să se asigure că sunt în siguranță, cum să conducă în mod discret bărci mici în teritoriul inamic și cum să înoate mai mulți kilometri în apă rece ca gheața. Cei care nu au abandonat încă sunt apoi instruiți ca scafandrii de luptă, care nu numai că pot sta sub apă timp de câteva minute fără niciun fel de ajutor, dar pot de asemenea să își repare propriile nave sau să saboteze embarcațiunile inamice în cei mai puternici curenți. În cele din urmă, ei sunt învățați tehnici de luptă corp la corp și cum să dezamorseze dispozitive explozive pentru a proteja populația de atacuri. Apoi, fie lucrezi în compania de comando care atacă inamicii pe apă și de asemenea eliberează ostaticii de acolo, fie în compania de scafandri de luptă care dezamorsează minele de sub apă și este activă în lupta corp la corp, fie în compania de suprafață, care conduce câteva bărci și este astfel responsabilă pentru a asigura că soldații sunt debarcați discret pe plajele din zonele inamice. Probabil cea mai temută unitate de elită din Israel este Sageret Matkal, care a fost responsabilă pentru cele mai uluitoare misiuni din istoria militară israeliană încă din 1957. De exemplu, în 1972, au eliberat un Boeing 707 care fusese deturnat de un grup terorist palestinian cu 101 pasageri. Această operațiune a fost atât de spectaculoasă încât chiar și nou înființatul GSG-9 din Germania a fost antrenat ulterior de unitatea Sageret Matkal și a eliberat Landshut într-o operațiune similară în Mogadishu în 1977. Sageret Matkal are și o influență politică, fiind o unitate specială însărcinată atât cu lupta împotriva terorismului, cât și cu informații, are acces la informații care în mod normal nu sunt puse la dispoziția nici măcar a unor mari sectoare ale armatei. În timpul pregătirilor, soldații sunt prin urmare instruiți și în materie de stabilitate mentală, de război psihologic și de gestionare a informațiilor politice foarte secrete. De fapt, Sageret Matkal este cunoscut și pentru altceva. Cei care s-au dovedit a fi aici au adesea oportunități de a ocupa funcții politice datorită performanțelor lor bune și contactelor importante în politică și în serviciile secrete. Nu numai că fostul ministru israelian al apărării, Naftali Bennett, a fost membru al Sageret Matkal, dar între 1967 și 1972, nimeni altul decât Benjamin Netanyahu, actualul șef al guvernului israelian, a fost unul dintre cei mai buni soldați de la Sageret Matkal. În final, am dorit să semnalăm două organizații din Israel care au fost pe buzele tuturor atât în trecut, cât și în situația actuală. În primul rând, este vorba despre Mossad, celebru serviciu secret israelian care a desfășurat în mod repetat acțiuni flagrante în ultimele decenii. În 1960, de exemplu, niște agenți Mossad l-au răpit pe nimeni altul decât Adolf Eichmann, care a fugit în Argentina după cel de-al doilea război mondial, după ce a fost unul dintre principalii autori ai Holocaustului din Europa. El a fost apoi condamnat la moarte în Israel pentru crimele sale. În 1956, Mossad a reușit de asemenea să fure documente secrete sovietice de la liderul sovietic de atunci, Nikita Hrușciov, pe care le-a predat apoi Statelor Unite. Această operațiune este privită și astăzi ca fiind semnalul de start al bunelor relații militare dintre Israel și SUA. Mossadul a reușit de asemenea să elimine în repetate rânduri cercetători iranieni în domeniul nuclear, când aceștia amenințase că își vor folosi cercetările pentru a distruge Israelul cu o bombă nucleară. În lupta actuală împotriva Hamas există însă o altă unitate specială care are un nivel de responsabilitate extrem de ridicat, așa numitele nevăstuici. Nevăstuicile sunt un grup al armatei israeliene specializat în lupta în tuneluri, în eliberarea de ostatici și în eliminarea luptătorilor inamici. Deoarece potrivit Israelului în conflictul actual există câteva sute de kilometri de tuneluri, în special sub orașul Gaza, pe care Hamas le folosește probabil în scopuri militare, nevăstuicile au o responsabilitate foarte mare atunci când vine vorba de distrugerea acestor tuneluri. Ce ar fi să ne scrieți în comentarii care dintre aceste unități vi se pare cea mai tare?
urmăriți și videoclipurile sugerate. Ne vedem data viitoare, aici, la Vezi și...